Doamnelor și domnilor, nu știu dacă mă aud foarte bine, da, lumea din studio zice că mă aud, dar eu nu mă aud în căști. Este miercuri, 10 aprilie, suntem la ITBC FM, ora 15, deci suntem la Tați în Dialog. Eu sunt Aleș, mai bun, tata lui Marc, și astăzi, cu bucurie, vă anunț că avem o ediție foarte specială. Invitatul meu este tatăl Magic Camp, Vlad Voiculescu. Am alergat cu ghilimele de ligoare ceva vreme ca să reușesc să l-am invitat aici alături de mine. Am reușit până la urmă și mi-am propus ca în această oră să povestim multe, să povestim despre el, despre importanța faptelor bune și a implicării sociale a fiecăruia dintre noi. Așa că faceți-vă comozi acasă, în mașină sau la birou, pe unde sunteți, ascultăm o melodie și începem imediat discuția noastră alături de Vlad. Am revenit în direct la Tați în Dialog astăzi cu Vlad Voiculescu, cu tatăl Magic Camp. După începutul meu furtunos am băgat melodia asta, așa că aproape că ne-a adormit aici în studio. Dar acum ne revenim. Salut, Vlad, bine ai venit! Salut! Zine tu mai pe larg, cine este Vlad Voiculescu? E un băiat din comuna Brănești, județul Dâmbovița, care cândva a plecat la facultate la Viena, apoi s-a întors în România, a făcut ceva voluntariat. Îi place foarte tare să se gândească la lucruri noi care pot rezolva probleme vechi și apoi îi place foarte tare să întâlnească oameni noi și să strângă oameni noi în jurul câtorva idei de care devine obsedat. Am participat împreună în weekend la o conferință în care trebuie să vă spun, în caz că nu ați fost acolo, în primul rând ați ratat un eveniment minunat, dar a fost un eveniment la care Vlad a spus niște lucruri foarte interesante și la final s-a lăsat pe deplin meritat cu un standing ovation pentru el. Și unul din lucrurile pe care le-am reținut acolo, a întrebat lumea din sală să spună cine este fiecare. După care, la final, ai spus și tu ce crezi că cine ești tu sau ce crezi că definește fiecare om, fiecare om, și ai spus așa, dacă am reținut eu bine, te rog să mă corectez dacă nu, că fiecare dintre noi suntem ceea ce credem, ceea ce iubim și ceea ce facem. Am reținut bine? Așa e. Bun. Hai să detaliem puțin în cazul lui Vlad Voiculescu. Ce crede el, ce iubește și ce face? Să dau un pic de context mai întâi. De ce am simțit nevoia să spun asta? E pentru că o grămadă de o mulțime de ori pare că ne definim pe noi, ne limităm. Ne limităm definindu-ne pe noi înșine ca având o anumită funcție, fiind parte dintr-o anumită organizație la un moment dat, sau printr-o părticică a ființei noastre, fie printr-o relație de familie. Sunt fiul lui, nu? Așa spuneam când eram mic. Sau sunt tatăl lui. Și de fapt suntem mai mult decât atât. Fiecare dintre noi suntem în mod fundamental ceea ce credem, pentru că valorile noastre, credințele noastre profunde ne influențează acțiunile și ne influențează felul în care gândim. Suntem într-adevăr ceea ce iubim și ceea ce cred eu și ce iubesc eu e... Iubesc sentimentul ăla de datorie împlinită. Pentru mine fericirea e sentimentul ăla de liniște pe care îl simți atunci când ai făcut ceea ce ținea de tine să faci. Și îmi place foarte tare când găsesc o perspectivă nouă asupra unei probleme, mai ales. Ce mă mână pe mine în luptă este întotdeauna să văd o problemă și apoi să caut o soluție pentru problema aia, și dacă nu o găsesc, atunci sunt mulțumit că am căutat-o. Dacă o găsesc, însă devin obsedat să o pun și în practică. Și cred că pot spune că asta iubesc. Și iubesc să întâlnesc oameni noi și iubesc să-mi întâlnesc prietenii vechi. Și e sentimentul ăla de, iarăși, de liniște pe care pot să-l ai lângă cineva. Câteodată poți să simți asta fizic, știi, nu poți să taci lângă oricine. La fel cum nu poți să râzi cu toată ființa ta lângă oricine. Cred că trebuie să ai o anumită conexiune și asta are legătură și cu primul punct. Dacă ai în mod fundamental aceleași valori, dacă crezi în mod fundamental despre lucrurile fundamentale de ce e bine, ce e rău, dacă crezi la fel cu cineva, atunci lângă acel om poți să taci, fără să fie sentimentul ăla ciudat. Și poți să râzi de asemenea. Spunea Gabriel Liceanu foarte frumos că poți să te urci, să stai pe marginea lumii și să te prăpădești de râs cu cineva.
E mare lucru să poți să faci asta. Și în aceeași măsură, cred că suntem definiți de faptele noastre. De fapte, nu de o funcție, nu de educație, nu de locul de unde venim, nu de mama, tata și alte rude, ci mai degrabă de ceea ce facem. Asta cred că ne definește și ne definește în fiecare zi. Într-o bună măsură, Nichita Stănescu cred că spunea că suntem ceea ce ne aducem aminte despre noi înșine că suntem. Dar suntem și ceea ce ne aducem aminte că am făcut astăzi. Cred că dacă începi un lucru, dacă începi o zi cu făcând o faptă bună, asta e cea mai bună metodă pentru ca ziua aia să continue bine, pentru că îți vei aduce aminte toată ziua că ai început ziua aia cu o faptă bună. Foarte frumos. Aș vrea să detaliem puțin mai încolo despre toate faptele bune și frumoase pe care le faci tu, dar până atunci am o curiozitate extrem de personală. Ca de la un timid la altul, cum este sau cât de greu ți este să fii o personalitate publică? Da, încă nu știu dacă sunt obișnuit cu ideea asta de personalitate publică. Sunt zile în care îmi vine să mă ascund în debara și mă gândesc că n-o să mai merg niciodată la radio sau cu siguranță nu la televizor. În alte zile am spun că asta e. Mi-am asumat lucrul ăsta și mi-am asumat că atunci când am ceva de spus, o să o spun, într-un fel sau altul, la radio, la televizor, în scris sau în alt fel. Și o iau mai degrabă ca pe o responsabilitate. Și Horia Roman Patapievici spunea ceva foarte frumos. Spunea că timidul se gândește întotdeauna atunci când spune ceva, știți, copiii, când ridică mâna la clasă. Și ridicam mâna și îmi tremurau degetele. Mă gândeam că e foarte mult despre mine. Despre mine care o să pronunț niște cuvinte care fie o să fie bune, fie o să fie rele și asta o să spună ceva despre mine. Dar în orice caz era foarte mult despre mine. Cred că un lucru pe care ar trebui să fie de folos oricărui om timid este să se gândească că nu e tot timpul despre el sau despre ea, ci e câteodată despre mesajul ăla, despre ceea ce scos pe gură. Și acele cuvinte care trebuie scoase pe gură, alea trebuie spuse, alea trebuie să-și găsească, să apară cumva în spațiu pe care îl locuiești. Și atunci tu ești pur și simplu un instrument, dacă vrei. Pur și simplu trebuie să spui cuvintele alea și cuvintele au importanță, nu faptul că tu le spui. Strategia mea sau tehnica mea de, sau filozofia mea de timid când trebuie să fac lucruri în public este că întotdeauna prefer să regret că am făcut o chestie decât după aia să mă gândesc cum ar fi fost dacă aș făcut-o să nu o fac niciodată. E bun asta. Mi se pare mult mai sănătoasă. E foarte corect. Bun, hai să ascultăm o melodie și când ne întoarcem îți propun să ne jucăm un pic, ce zici? Da. Vedem. Am revenit în direct cu Vlad Voiculescu, spuneam că o să încercăm să ne jucăm puțin. Când am dat drumul la muzică, am văzut un pic de groază pe chipul lui Vlad, ceea ce nu face decât ca lucrurile să fie și mai antrenante, dar e un joc foarte simpatic, care arată în felul următor. Eu încep o propoziție și tu trebuie să o continui cu primul lucru care îți vine în minte și care poate fi spus în direct la radio. Ia să vedem. Bun. Cel mai tare din copilărie mi-este dor de... Fotbal. Niciodată nu aș... Spune niciodată. Românii nu înțeleg despre austrieci că... Nu sunt așa de plictisitor cum par. Austriecii nu înțeleg despre români că... Nu înțeleg multe lucruri. Ok, asta aș vrea să detaliem puțin mai încolo. Magic Camp este... Cea mai bună dintre lumile posibile. Pentru mine, cel mai greu la a fi o persoană publică este... Să vorbesc în public câteodată. Dacă ar fi să aleg să am o superputere, aceasta ar fi... Gluma ar fi să vorbesc în public. Și a doua... Da, mi-ar plăcea să... Cred că mi-ar plăcea să pot să fac oamenii bine. Mi se pare că e atunci când suntem sănătoși, ne lipsesc multe lucruri, cumva ne dorim multe lucruri. Atunci când ne lipsește sănătatea, singurul lucru pe care ne-l dorim dintr-o dată este ăsta, sănătatea. Cred că asta face diferența în viața unui om și de-aia îi invidiez pe medici care pot să facă asta în fiecare zi.
Dar îți dai seama cât de greu trebuie să le fie și când se întâmplă niște episoade mai puțin fericite? E complicat. Am avut un chirurg cardiolog de-a trecut aici și îmi povestea că e... deși s-a întâmplat foarte rar, este... Se spune că el zicea că te obișnuiești cu chestia asta, dar a zis că speră să nu se obișnuiască niciodată și că îi se pare de fiecare dată la fel de greu. Deci cred că cumva este ca în orice alt lucru din viață, probabil că este un echilibru și în chestia asta. Cred că da. Da. Nu aș avea tăria să fac ceea ce mulți medici fac. Și sunt între oamenii pe care îi apreciez cel mai tare pe lumea asta, sunt foarte mulți medici. Sunt foarte mulți medici pe care îi apreciez foarte mult. Și ultima, peste 20 de ani? Peste 20 de ani? Wow! Peste 20 de ani sper să fie lumea bine și sper să îmi fie prietenii bine și sper să fiu și eu pe aici, să fiu ok împreună cu ei. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri, foarte frumoase. Mai avem vreo 2 minute până la publicitate și aș vrea să detaliem un pic sau să detaliez un pic unul dintre răspunsuri, pentru că mi s-a părut că ai devenit așa, după ce te-am întrebat de... Ai spus românii nu înțeleg despre austrieci, că nu sunt așa serioși. După aceea când te-am întrebat austrieci nu înțeleg despre români, că... Și mi s-a părut așa că cumva ai devenit mai serios și ai spus nu înțeleg multe lucruri. Te rog, dezvoltă un pic. Cred că, în general, în Europa am putea să facem o treabă mai bună în a ne înțelege unii pe ceilalți. Cred că, deși suntem într-un continent nu atât de mare, și în țări cu atât mai mici, dacă ne uităm la scară planetară, cumva fiecare popor se crede la un moment dat sau altul buricul pământului. Și pentru austrieci, de exemplu, când am plecat eu în 2001, când am mers acolo la facultate, pentru austrieci România nu exista. Foarte mulți se întrebau dacă România e pe undeva pe lângă Iran. Mie îmi spuneau că semăn cu un iranian, de exemplu. Și când le spuneam că e imediat după granița cu adică Ungaria și după Ungaria vine România, erau foarte mirați. Apoi, mai mulți au învățat ce înseamnă România după anumiți oameni pe care îi întâlneau de bună măsură pe stradă, cerșetori. Apoi, austrieci au învățat ce înseamnă România pentru că multe companii au venit aici să facă business și cei care au venit aici, în general, austrieci și străinii care ajung în România, au o părere foarte bună. Dar există, sigur, și în societatea austriacă o pătură, la fel cum există peste tot, acei austrieci verzi, să le spunem așa, așa cum avem și noi români verzi, care se gândesc că aici trebuie să, pe bucățica asta de pământ, fie că e Austria, fie că e, sau cine știe ce provincie din Austria, fie că este o provincie din România sau o bucățică de pământ, aici e grădina Maicii Domnului, nicăieri, în altă parte nu există oameni buni, aici e centrul universului și totul se învârte în jurul nostru. Eventual, toată lumea conspiră ca, nu-i așa, unor austrieci să nu le meargă bine sau unor români să nu le meargă bine sau altora. Și, din păcate, sunt și politicieni. Sunt și în Austria, sunt și în România, câteodată sunt chiar în guvernul țării, care încurajează ideea asta că noi suntem buricul pământului și că toată lumea ne vrea răul și că aici sunt toate resursele din lume. Aceleași prostii, de fapt, le auzi peste tot. Le auzi în Austria zilelor noastre, din păcate, din nou. Le auzi în Germania, chiar în anumite regiuni. Le auzi în Italia, acum cu domnul Salvini și gașca de acolo. Le auzi și în România, chiar de la distinși guvernanți. Faptul că noi suntem buricul pământului și există o conspirație și niște mașinațiuni cu nume evreiești, eventual, care ne vor răul, nu-i așa? Foarte frumoasă încheiere. N-aș vrea să luăm publicitate, dar trebuie. Dar atunci când ne întoarcem, aș vrea să plecăm de la următoarea afirmație a ta, care mi se pare extraordinară. Magic Camp este cea mai bună dintre lumile posibile. Ok? Mm-hmm. Așa facem. Tați în dialog astăzi cu Vlad Voiculescu, care spunea puțin mai devreme, Magic Camp este cea mai bună sau cea mai frumoasă dintre lumile posibile. Te las, mai avem vreo 35 de minute din emisiune minus câteva de publicitate. Poți să postești cât și ce și cum vrei tu despre Magic Camp. Nu, o să fiu scurt. Cred că lucrurile spuse pe scurt sunt mai sănătoase.
în Magic Camp e singurul loc pe care îl știu, unde oamenii după jumătate de oră, după ce au ajuns acolo, se îmbrățișează. Nu știu dacă tu ai mai văzut asta undeva, eu n-am mai văzut-o. Nu. Cred că are de-a face cu un mecanism foarte simplu. Când ne apropiem unii de ceilalți, o facem pe baza unor valori comune pe care le identificăm testându-ne cumva reciproc. Eu te întreb pe tine ce părere ai despre un lucru, din părere am extrag ce crezi tu de fapt despre lucrurile fundamentale. Dacă tu povestești, dacă tu îmi spui că ești familist, asta nu spune nimic. La fel cum spun mulți politicieni, o valoare fundamentală pentru mine este familia. Asta nu înseamnă nimic. Dar dacă tu îmi spui povestea despre familia ta și despre greutățile prin care a trecut un membru al familiei tale și cum și ce ai făcut tu atunci ca să schimbi lucrurile, faptele alea vorbesc despre valorile tale. Și povestea asta vorbește despre valorile tale. Cred că așa se apropie oamenii prin testându-se reciproc, încercând să afle lucruri fundamentale unii despre ceilalți. Dar asta durează și asta vine și cu oarece costuri. Fie că e vorba de costuri de timp, fie că sunt anumite fricțiuni pe care le avem între noi. Asta se întâmplă în orice relație. Ce apropie doi oameni foarte repede unul de celălalt este așa, dar îți poți imagina asta grafic. Două puncte care se îndreaptă către un al treilea. Îndreptându-se două puncte către al treilea, ce se întâmplă cu acele două puncte? Se apropie. Exact asta se întâmplă în Magic Camp și exact asta se întâmplă într-un fel sau altul în acțiunile bune de voluntariat. Și cu cât scopul este mai puternic și mai clar, și la Magic Camp cred că e foarte puternic. Este vorba de copii bolnavi și este vorba despre efortul nostru de a le face o săptămână de vis. E foarte clar. Nu încercăm să-i vindecăm, nu încercăm să schimbăm lumea acolo. E foarte clar ce face Magic Camp în acea săptămână. Se străduiește, toată lumea se străduiește ca acea săptămână să fie de vis. Ei bine, scopul fiind clar, cele două puncte fiind doi voluntari, de pildă, sau un angajat și un voluntar, ei doi merg în aceeași direcție. Mergând în aceeași direcție, îndreptându-se către același grup de copii, încercând să facă bine, asta e apropie. Și apropie foarte repede și pentru foarte multă vreme, de multe ori. Sunt câteva căsătorii care s-au născut în Magic Camp, câteva cupluri care s-au născut în Magic Camp și sunt foarte, foarte multe prietenii. Prietenii pe deja mulți ani. Am început în 2014, deci cel puțin 5 ani. Aș vrea să te mai întreb, întrebarea este, dar trebuie să fac o paranteză, întrebarea pe scurt ar fi: dar nu e foarte greu să faceți chestia asta pentru copii, pentru că, dacă mai sunt oameni care nu știu, deși nu cred, este vorba despre copii foarte bolnavi, da? Și atunci îmi închipui că ajungi să cunoști foarte mulți copii și la un moment dat se poate întâmpla ca unii dintre ei peste câteva luni, peste un an sau peste mai mulți ani să moară. Și atunci, până să-mi răspund la cât de greu este, aș vrea să mai povestesc cu un lucru pe care l-ai spus în weekend, care este cumva contraintuitiv, și anume că atunci când te-ai apucat tu să încerci să ajuți oamenii, prima ta regulă a fost că încerci să nu te implici emoțional. Da? Da. Și că, de fapt, Magic Camp și Magic Home s-au născut în momentul în care ți-ai dat voie să te și implici emoțional. Ceea ce, încă o dată, pare cumva contraintuitiv, nu? Da. Mai e un lucru foarte egoist. Ideea asta că nu te uiți la problema cuiva, problema de viața cuiva atunci când există cea mai mică șansă ca tu să poți să ajuți, dar decizi să te uiți în altă parte, pentru că asta te-ar putea afecta, asta este profund egoist. Și sunt multe feluri în care putem să fim egoiști. Eu prefer să fiu egoist găsindu-mi liniștea după ce am încercat. Uh-huh. Asta am învățat în toți anii ăștia, că de cele mai multe ori are tot sensul din lume să încerci. Sau aproape întotdeauna are tot sensul din lume să faci ceea ce ține de tine. Și atunci când lucrurile sunt în curtea noastră, acum, sigur, știți că asta, pe de o parte, se spune că depinde de educație. Cu cât nivelul de educație este mai mare, cu atât începe să, cercul de cunoștințe, cercul de oameni din jurul tău devine mai mare. Începe să-ți pese mai mult de lumea, de mediul înconjurător. Dar nu e numai educația.
e și ce-am, educația de toate felurile, dacă vrei. E ce ai văzut în familie, e ce ai învățat la școală, care sunt, cât de umblat ești, dar e și măsura în care tu ești ok cu tine. Măsura în care ai curaj să privești înăuntru tău și să-ți pui care sunt lucrurile cu care tu ești în ordine și nu. Cu care nu ești în ordine. Ei bine, uitându-ne noi înșine, cred că reușim să ne punem în germană se spune să spui oalele mai bine în dulap. Dacă ai oalele bine în dulap, atunci începe să-ți fie mai puțină frică de exterior și cu cât faci mai mult pentru alții, cu atât oalele alea se cam așează mai bine în dulap. Deci cred că asta e lecția pe care am învățat-o eu. Să îndrăznești să faci lucrurile și să te uiți, să nu never look away. Să nu te uiți, să nu-ți întorci privirea de la problema altora, pentru că asta în final poate să te ajute să faci un lucru absolut remarcabil și să acel lucru remarcabil se va reflecta și asupra ta. Crezi că dacă fiecare dintre noi, de fapt ai spus chestia asta, dar o reiau, ideea ta e în felul următor, dacă fiecare dintre noi facem ceva, oricât de mic, se va produce un declic sau o schimbare foarte mare. Am zis bine? Ai zis perfect, da. Robert Kennedy spune foarte frumos, fiecare gest, fiecare faptă bună, dar faptă bună nu înseamnă doar că duci cuiva mâncare care nu are, cuiva care nu are mâncare, duci mâncare, sau cuiva care nu are medicamente, duci medicamente. Și de fiecare dată când cineva, oricine, ridică glasul pentru dreptate, de fiecare dată când ceea ce seamănă un fel sau altul de abuz sau de tiranie, fie că e tirania guvernului, abuzul guvernului, fie că este un abuz pe care îl vedem în spațiul nostru mic, în curtea noastră, în școala noastră, în grădina noastră la serviciu, de fiecare dată când cineva ridică glasul pentru dreptate, de fiecare dată când cineva duce lucrurile în direcția bună, printr-un gest minimal, asta înseamnă, e ca o undă, știți, într-un lac, atunci când arunci o piatră, se fac acele unde, de jur împrejurul pietrei. E, fiecare gest este o undă din aia. Și atunci când se adună mai multe, ce se întâmplă? Lucrurile se revarsă. Și cred că putem să învățăm multe de la apă. Apa nu reușește de azi pe mâine să facă ceva, dar nu prea este nimic în cale pe termen lung. Pe termen lung, totul, toată natura este într-o bună măsură construită de ape. De ape care trec și fac și sapă. Cred că e de învățat. Eu aș duce puțin mai departe ideea asta ta cu fiecare să facem faptele bune sau să ne facem treaba, pentru că mi se pare că o problemă pe care o avem noi românii în general este că ne uităm la imaginea mare și vrem niște schimbări mari sau ni se pare că avem foarte multe drepturi și atunci când vine vorba de obligațiile individuale, suntem mult mai permisiv cu noi înșine. Adică, sigur, vrem să se întâmple o grămadă de schimbări, dar atunci când vine vorba de și-ți iau lucrurile simple, a arunca o hârtie pe jos, a parca ilegal sau pe trotuar și nu mai zic de a da prioritate și alte chestii, pare, sau habar n-am, a merge fără bilet prin în autobuz și când suntem prinși, nu mai avem aceeași, știi, nu mai suntem atât de duri cu noi înșine. Ni se pare că ok, e din când în când e ok să mai greșim și noi și cred că aici avem foarte mult de lucrat și asta e chiar un eufemism, aș spune, nu crezi? Aș zice mai întâi că nu e o chestie românească, e okay. O chestie omenească. Cred că noi oamenii, români sau de prin alte părți, cred că suntem ființe foarte adaptabile. Ba poate că noi românii suntem chiar mai adaptabili decât popoarele conlocuitoare sau popoarele vecine. De ce spun asta? Spuneam și zâmbătă. E o diferență enormă dintre modul în care se comportă oamenii în avionul de Craiova-Madrid, de la Craiova, când se urcă la Craiova și când coboară în Spania. Contextul creează comportamente. Românii noștri sunt
fac o treabă foarte bună peste tot pe unde merg. De asemenea, deci măcar nu e valabilă ideea asta că românii trebuie să plece ca să aibă succes. Da, mulți români au plecat și au avut succes în străinătate, dar în același timp, atunci când vorbești cu străini care au venit aici să facă treabă, cu străini care au deschis aici companii, cu străini care au venit aici ca expați pentru multinaționale, n-am cunoscut niciunul care să se plângă de români. Toată lumea e foarte încântată. Toată lumea e foarte încântată de cum lucrează cu românii aici. Unii au șefi români și există și aici și în străinătate români cu funcții de conducere. Toată lumea e foarte încântată. Ei bine, ce ne spune asta? Ne spune că românii performează excelent, excelent atunci când contextul este unul corect. Și asta e valabil pentru toți oamenii, dar cred că pentru români putem să vedem asta de-a lungul timpurilor, nu numai astăzi. Dar putem să vedem lucrul ăsta. În schimb, atunci când contextul este unul viciat, unul profund corupt, nici românii noștri nu mai performează, ba se lasă de asemenea corupți câteodată. Corupți în sens larg. Fie că vorbim despre o infirmieră de la spital care nu face ca lumea curățenie pentru că nu-i atrage nimeni atenția sau așteaptă o mică atenție de la un pacient ca să schimbe așternuturile, până la corupția mare. Cred că lucrurile astea trebuie schimbate sistemic și lucrurile astea se schimbă, din păcate, la nivel mare, se schimbă numai de la nivel mare. Se schimbă, așa cum e și o vorbă, știți, peștele de la cap se împute. Lucrurile trebuie schimbate la nivel mare și, sigur, în fiecare zi putem schimbăm și noi lucrurile în curtea noastră. Dar într-o societate, lucrurile se schimbă doar de la nivel mare către nivel mic. Luăm o melodie, pentru că îmi închipui că deja arde telefonul tău și trebuie să te mai ajungi puțin la el. Și când ne întoarcem, îți propun un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta viața lui Vlad Voiculescu fără telefon timp de 24 de ore? Stați în dialog astăzi cu Vlad Voiculescu, tatăl Magic Camp. Așa cum zice și, sau zis și melodia You and Me, pare că s-ar potrivi foarte bine la relația ta cu telefonul, Vlad. Avem o relație specială. Da? pentru că asta este o problemă mare a părinților în ziua de astăzi, cât timp petrec copiii în fața unui ecran sau cu telefonul. Te-aș întreba pe tine, pe o scară de la 1 la 10, cât de dependent ești de telefonul tău? 10. Okay. Nu știu pe nimeni care să-l folosească mai mult decât îl folosesc eu. Dar ăsta nu-i telefon. Vorbesc, de fapt, foarte puțin la telefon. Mm-hmm. Nu știu dacă ai observat. Am observat. Aproape deloc. Este un calculator cu care umblu după mine. În loc să îmi deschid laptopul, îmi deschid pe ăsta. Din păcate, în momentul ăsta sunt lucruri care se întâmplă la fiecare câteva minute, fie că țin de campania, că sunt șef de campanie la Plus, în Alianța 2020, USR Plus, și pe lângă asta sunt lucruri care se întâmplă în fie la Magic Camp, fie în ce mai fac pe lângă. Sunt foarte mulți oameni care îmi scriu pentru că au nevoie de ajutor, fie pentru că au nevoie de un medicament, fie pentru că au nevoie să ajungă la un medic de o specialitate sau alta. Și recunosc că, pe de o parte, m-aș simți vinovat dacă nu aș încerca măcar să răspund, și pe de altă parte îmi oferă satisfacții semnificative atunci când reușesc să fac asta. Așa încât e foarte asumat, petrec enorm de mult timp cu telefonul în brațe, dar încerc să fac la fel cum aș avea un pix și o hârtie în față. Dacă aș avea asta, te gândi, uite, omul ăsta gândește. Își ia notițe, dar e foarte interesant. Și asta fac, de fapt. O parte din timp, atunci când mă gândesc, mă gândesc cu telefonul în față. Atunci când comunic cu telefonul în față. Atunci când iau decizii, le iau tot cu telefonul în față. E pur și simplu un alt fel de a comunica. Și cred că lucrul ăsta e valabil pentru mulți. Dar, da, știu și problemele asociate. Cred că, da, eu te asigur că nu mă joc. Nu te-am văzut să joc în Sudoku sau Fortnite, deci n-am vreo frică. Și asta ai fi bun. Din când în când mă gândesc, uite, ar trebui totuși să mă joc ceva, da, ca să-mi pun mintea la odihnă.
am vând ocazia să stau de mai multe ori de vorbă cu tine sau să te ascult în diferite ocazii, am remarcat o chestie extrem de rară, cel puțin pentru mine, la ceea ce înseamnă persoanele publice din România. Și anume că atunci când vorbești, nu am senzația niciodată că încerci să mă faci, cu ghilimele de rigoare. Nu încerci să-mi vinzi ceva, orice ar fi chestia asta, inclusiv pe tine însuți. Știi, spui niște lucruri, pare de adevăratele lucrurile, pare de adevăratele lucrurile în care, pe care le spui, că crezi în ele, nu este că, cum ai spus mai devreme, sunt un familist și spui doar așa că sunt un familist, știi? Și întrebarea este, e o chestie pe care l-am dat, ai realizat-o, ți-ai asumat-o că vrei să faci chestia asta sau îți vine pur și simplu natural? Măi, cred că nu m-aș pricepe să fac altfel. Cred că dacă aș încerca să te fac, să-ți vând ceva, n-ar funcționa. Și cred că fiecare suntem și rezultatul a ceea ce a mers în viață. Și atunci când un om este foarte acrit, de asta mi-e teamă, să nu ajung vreodată acru, să nu mi se acrească de tot și de toate. Mi se pare că ăsta e un pericol, ce-l vedem în societatea noastră, mi se pare că e destul de întâlnit, așa, vezi oameni care s-au săturat, care li s-a luat. Nu vreau să ajung acolo și atunci mi se pare că, într-o bună măsură, dincolo de ce se întâmplă în exteriorul meu, contează ca eu să fiu onest cu mine însumi. Deci, unul, nu cred că aș putea să te mint sau să mint în general sau să creez o imagine care nu e cea reală și apoi mi-e foarte ușor așa. Sau mi-e ușor. Mi-e cel mai ușor așa. Și așa mi-e greu câteodată să vorbesc în public. Dar dacă sunt egal cu mine însumi, e în regulă. Asta îmi dă voie să spun că dacă câteodată greșesc, dacă câteodată nu am vreme să-mi fac toate temele. Dar, în general, îmi place să fiu ponderat și să-mi fac temele. Pentru că interacționez foarte mult cu copiii, spune-mi ce îți place cel mai mult la ei sau la interacțiunea cu ei. Păi, uite asta. Că nu încearcă niciodată să te facă. Asta îmi place foarte tare. Asta îmi place foarte tare și îmi place și că spun ce simt și ce gândesc. Și asta ajută foarte mult într-o interacțiune și îmi place să-i încurajez. Și știi că sunt câteva replici cunoscute din Micul Prinț. Ce te bucură? Noi uităm să ne întrebăm asta. Ce te bucură? Și când am ocazia, întreb asta. Întreb pe copii, dar întreb și pe adulți. Ce te bucură? Și e o întrebare pe care nu ne mai punem nouă înșine de multe ori. Adică e important să știi. Ce te bucură? Ce te mână în luptă? Cine e cel mai bun prieten al tău? De ce crezi că uităm să ne punem astfel de întrebări? O dată ce crești? De ce crezi că uităm să fim copii? De ce uităm să ne mai jucăm și așa mai departe? Te-ai gândit vreodată? Da, cu siguranță. Cumva ritmul este foarte alert și apoi încercăm să ne raportăm tot timpul la ceea ce ne-a creat satisfacție ultima dată. Suntem ceea ce ne aducem aminte despre noi înșine că suntem. Și dacă ne amintim că la ultima creștere de salariu sau la ultima promovare sau la ultimul lucru de genul ăsta am fost happy, atunci o căutăm pe următoare. Asta nu ne face fericiți, nu ne face împăcați cu noi înșine, s-ar putea să ne facă eficienți. Dar eficiența e un lucru pe care să ți-l dorești. E important ca resursele pe care le ai, resursele de timp, de energie, să fie folosite cât mai bine, așa încât la sfârșitul zilei să poți să te uiți în spate mulțumit. Dar eficiența nu e singurul scop pe care trebuie să-l avem pe lumea asta și ce avem, avem fiecare un suflet și avem fiecare un timp. Timpul ăsta e cam egal pentru toți. Și atunci, unu, poți să-ți dorești să fii eficient și să nu-ți pierzi timpul. Doi, ar fi bine să te gândești să nu-ți pierzi sufletul. Și câteodată se mai întâmplă asta. Mi se întâmplă și mie, printre altele și din cauza telefonului. Că ajung să petrec prea mult timp dorindu-mi să fiu eficient. Chiar dacă eficiența asta este pusă în slujba unei cauze nobile, câteodată trebuie să avem grijă să nu uităm cine suntem. Acestea fiind spuse, ce am putea face altceva decât să luăm câteva minute de publicitate și revenim imediat la finalul discuției de astăzi cu Vlad Voiculescu. Pentru eficiență. Bright like a diamond,
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Vine ora exactă peste noi, așa că aș vrea să profit de faptul că sunt alături de Vlad Voiculescu aici în studio și să îi mai pun două întrebări. Prima dintre ele sună cam așa. Ești unul dintre ciudații români, aș spune cu ghilimele de rigoare, ciudații care au plecat din țară și s-au întors. Și ai tu o vorbă, din nou, încerc dacă n-am reținut bine, spui că oamenii ar trebui să plece cu ață. Da, așa se mai zice la țară. Ok. Povestește puțin că sună, e o teorie foarte interesantă. Da, cred că încă două lucruri. Unul, că n-ar trebui să ne speriem așa de tare când auzim un prieten că pleacă. Sau când ne gândim noi să plecăm, dar cred că ar trebui să plecăm așa cu ață, cum se spune. Adică să te ții de ață și să te gândești că te vei întoarce. Eu m-am gândit multă vreme că o să mă întorc, la un moment dat nu mai știam sigur, și la un moment dat, după vreo... Știi că există un studiu care spune că după 7 ani nu mai ești niciodată nicăieri acasă, dar pe de altă parte ești peste tot acasă. Când ai stat 7 ani în altă parte, ceva lucrează, funcționează altfel în tine și după aia poți să trăiești oriunde. În același timp, nu mai aparții unui singur loc. Dar asta e un sentiment până la urmă plăcut. Trece un pic până te obișnuiești, dar te face să fii și mai liber. Și dacă simți însă ața aia, și ața aia cred că o simte toată lumea mai devreme sau mai târziu, eu după ce am trecut de 30 de ani am început să o simt foarte strașnic. Am început să simt că vreau mai mult decât un serviciu bun și un salariu care să-mi permită o mașină și o casă și câțiva prieteni cu care să-mi petrec timpul, că lumea e făcută din lucruri mici. Asta de multe ori îți ajunge. Dar câteodată îți dorești câteva lucruri mai mari. Și asta cred că unul, n-ar trebui să ne panicăm atunci când ne gândim noi să plecăm sau se gândesc alții și să plecăm cu ață. Și doi, suntem o bucățică de pământ pe un continent numit Europa, care este în competiție din punct de vedere economic, cultural și așa mai departe, cu o mulțime de alte țări sau continente, cu țări care sunt bună oară aproape la fel de mari precum întregul nostru continent. Și ar trebui să ne gândim că lumea asta pe care o știm e doar o bucățică din lumea largă. Noi nu știm cum ar fi să trăiești în China, nu știm cum ar fi să trăiești în India, nu știm cum se trăiești în America Latină sau nici măcar în anumite părți din America, din America de Nord. Lumea pe care o știm e asta din Europa și cred că ar trebui să ne vedem din ce în ce mai mult ca români din Europa. Eu unul sunt român și sunt european. Asta înseamnă că împărtășesc tot ceea ce credem noi românii și tot ceea ce suntem noi în mod profund. Mă simt în mod profund european. De asemenea, văzând cum este și pe alte continente. Văzând care sunt diferențele. Știi cum e atunci când pleci de la tine? Tu de unde ești? București. Din București. Când mergi în Maramureș și ești întrebat de unde vii, zici din București. De asemenea, dacă ai stat la Cluj vreo 2 ani și n-ai vedea niciun bucureștean, atunci când într-un autobuz ai întâlnit un bucureștean, cumva ai avea sentimentul ăla de acasă. A, tu ești de la mine din București. De asemenea, dacă ai pleca în Franța și ai locuit acolo vreun an și n-ai întâlnit niciun român, ai dat seama că tu ești de la mine din România. Dintr-o dată, locul la care te-ai gândit ai fi România, toată România, da? Chiar dacă omul pe care l-ai întâlnit ar fi din Ploiești sau din Maramureș. De asemenea, dacă ai fi în China și după un an de zile n-ai întâlnit decât chinezi și indieni, să spunem, și ai întâlnit atunci un neamț, dintr-o dată ai avea sentimentul ăsta, băi, tu ești din Europa, suntem practic de acolo amândoi. Sentimentul ăsta de ne putem vedea lumea mai mic sau mai mare în funcție de lucrurile la care ne raportăm. Dacă nu ești niciodată din București, o să crezi că ești din București dintr-un cartier anume. Vlad, mulțumindu-ți foarte frumos pentru prezența în emisiune. Te-aș ruga ca în 20 de minute, 20 de secunde, să răspunzi la următoarea întrebare. Peste foarte mulți ani, când tu o să mai fii sau nu, și oamenii care te-au cunoscut vor povesti despre tine
ce ai vrea să povestească? Vlad a fost cum? Om bun. Un om bun și a lăsat ceva în urmă. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Noi ne reauzim miercurea viitoare. Până atunci, nu uitați să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunați sunt. Pa, pa!